Avem aici pulbere de fier. Vom lua cu o spatulă această pulbere de fier și vom presăra în flacăra spirtierei. Observăm că fierul arde cu niște scântei strălucitoare, asemeni artificiilor. În primăvară, iată, avem artificii. Să mai punem puțin, e prea frumos. Ce se obține? Fierul cu oxigenul din aer la temperatură dă magnetită, adică oxid de fier dublu, și anume fier 3, oxigen 4, care observați aici are culoare neagră. Uitați ăsta care a ars. A mai căzut și ne-a ars.